Bună lume, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la Minecraft. Cei care au fost pe live știu, m-am întors acum cu greu din expediția mea și haideți să vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Eu mă gândeam să îmbunătățesc puțin casa villagerilor și uitați-vă ce scut am eu cu villageri. Și haideți să ne punem, cred că mai am loc în chesturile mele, e cocină. Ar trebui să le pun pe toate, acolo unde trebuie să le pun. Așa ar fi mai corect. Să facem curățenie. Bine! Haideți să mergem și să punem toate lucrurile unde trebuie să le pun, cel puțin cele de aproape, și să începem să îmbunătățim puțin satul villagerilor, că villagerii nu. Și chiar am să fac curat. Mai trebuie să fac curat, deci nu se mai poate. Atâta cocină pe centimetru pătrat. Stai, ce am vrut să pun aici? Aici am vrut să pun scutul de pe mine. Da? Dacă pun scutul, nu mai am spațiu de altceva. Kelp ăsta chiar nu am ce să fac cu el. N-am ce să fac cu asemenea kelp. Chiar nu, decât dacă îmi fac o fermă de kelp. Ia să vedem. Deci am arbaletă, da? La arbaletă punem arbaleta și arcul. La mâncarea asta o punem pasta. La mâncarea asta o punem pasta. Pentru că aici prin sat o să mâncăm ce putem. Nu contează să mâncăm ceva bunicel. Pentru că, na, știți și voi cum este. Block of gold. Ia uite câte blocuri de gold avem. Ăsta e șmecher. Ăsta l-am luat de acolo. Block of gold și o să avem... da! Așa, fain! Măr de aur. Cred că am un loc special pentru merele de aur. Așa. Măr de aur. Aici am pus-o... Aici trebuie să fie măr de aur, aici trebuie să fie florile. Și vom mai pune și pasta. Pește, totemul ăsta nu știu unde să-l pun. N-am un loc special și am numai unul. Cred că am să-l pun la aur momentan, că și ăsta e cu de aur. Săgețile. Am loc pentru săgeți. Dar nu cred că mai am săgeți, dar aici erau săgețile. Punem săgețile. Și restul, mă rog, o să le pun într-un cufăr așa, sea lantern, asta nu știu ce fac cu ea, dark prismet, ok, florile le mai pun în partea aia și cam atât, și după aceea ne ocupăm de sat. Cred că trebuie să facem nani. Am așa o presimțire vagă că chiar pot să beau lapte și mă ține de foame? Nu mă ține de foame. Unul dintre voi a spus că mă ține, oi, din mine, ce nănic. Unul dintre voi a spus că mă ține de foame laptele, dar nu mă ține absolut deloc de foame. Poate mă ajută la altceva, dar nu mă ține de foame, așa că nu pot să-l folosesc pentru asta. Deși e bine că avem lăptic. În cutia asta ce este? Păi le pun pe toate care nu am nevoie. Dă-o încolo și fac curat altă dată. Până într-o zi să fac numai curat. Numai curat o să facem într-o zi. O să fie vremea de curat. Ok. Și acum ce vrem să facem în episodul de astăzi? Vrem să le facem la villager. Să le facem și lor puțin fain. Întâi să-mi iau mâncare. Și sincer să fiu, tot berries îmi iau, dar... Mi-au berries din grădină, că sunt mai proaspete și sunt mult mai bune. Le-am plantat pe jos. Nu mai fac din astea. Prostii din astea. 18. Berile nu prea țin așa de foame. Așa că am să mai iau și niște morcovi. După cum ați văzut, morcovii cresc destul de greu. Aici nu au crescut. Și probabil când o să vreau să-mi deschid și aici o fermă de iepuri, va trebui să mai fac ferme. Deoarece chiar îmi trebuie. Sper să nu mai vină villagerii la mine. Că vin și dorm la mine în casă, că s-o obosiți. Că au multă activitate. Ia uite-te. Ia uite-te. Se iubesc. Ia uite-te. Doi țărănoci. Se iubesc. Ia uitați. Stăm la ei să vedem cum se iubesc. Iubirea adevărată. Nu știu care e fata, dar cineva e fata. Ei vorbe... Oh my god. Oh my god. Voi chiar vă iubiți. Nu contează nasul. Farmer novice. Pe 2 emeralde îmi dai sau pe pâine? 20 de wheat, un emerald? Ia stai. Și tu la fel. Nu știu, cred că am ceva reducere, stați puțin. Am ceva reducere, stați puțin. Că îmi plantez imediat, vorbesc puțin cu ei. Cred că mi-au făcut ceva reducere. Acești doi villageri. Și aș vrea să fac schimb cu ei. Pentru că e ziua reducerilor și la ei. Ia să vedem ce reducere îmi fac băieții ăștia mie. Vreau să plantăm. Vreau să plantăm aici înapoi, că nu putem să nu plantăm, că este grădina noastră și chiar nu vreau odată când chiar am nevoie. Ok, și unde au plecat băieții? Iubiței! Că așa se iubesc mult. Unde au plecat? Bă, uite ăla cu reducerea, unde-i? Cred că ăsta-i. Ia să vedem. Tu ești? Da, tu ești. Haide să-ți iau și asta ta. Că știi cum e, mai crește, ideea ți-o iau, că e mai bine așa. De fapt, hai că ți-o iau pe toată și spun numai grâu, știi? Că tu ai aici mai multe. Tu ți-ai plantat așa
toate felurile. Că eu îți plantez aici grâu frumos. Tu ți-ai plantat toate felurile. Ți-ai plantat? Ți-ai plantat morcovi. Și aici acesta. Grâu. Păi de ce nu-ți plantez una cu grâu și una cu morcov, fratele meu? Ce așa ce-i? Grâu. Ia să-ți plantez așa. Păi ascultă-mi pe mine. Păi una cu grâu și una cu morcov. Că e mai bine așa. Să ai ceva și de ronțit. Asta ți-o iau eu. Așa. Hai să facem schimb, că am ceva resurse. Tu mă ofer... 42, îmi dai 2 emeralde? Și ăsta pe cât îmi dă? Stai să văd, oferta contează. Oferta contează. Tu pe... dai, tu e mai ieftin. 2 emeralde, mersi, mulțumesc pentru emeralde. Rămâi dator la mine. Rămâi că am făcut schimbul cu el. Vreau să fac aici ceva și ce vreau să fac? Vreau să fac scări în primul rând. Și mă gândeam de ce să fac scările. Nu știu acum. Cred că am să le fac din... să fac din ăsta... Am să fac din piatră. Mi se pare mai mișto piatra. Și cum avem silta enchantar. Ia uite, știu, un porcușor. Bă, ia pleacă-te înapoi de unde ai venit. În bastul villager, ia pleacă-te. Du-te înapoi. Du-te. Du-te înapoi în viața ta. Du-te. Du-te. Nu vrei, rămâi pe aici. Ia să-l bat. Așa, o pleca singur. Ah, și ceva. Gata, te-am omorât. Ce repede l-am bătut. Porcușorule, haide să luăm... să luăm din astea. Dați-mi niște scări faine. Facem niște scări faine la villagerii noștri. Mie chiar îmi place. Chiar îmi place sătucul ăsta. Și am zis să mai fac un episod la el. Pentru că vă place. Și consider că merită să mai îmbunătățesc. Că cine știe când mai avem chef să ne jucăm. Sau pe un live ceva. Și chiar e fain. Chiar este foarte, foarte, foarte fain. Să mai facem câteva îmbunătățiri. Acum la sat n-am făcut îmbunătățiri. Și aș vrea cumva să le fac satul la un moment dat. Și să pun așa o ușă, să fie separat de vila mea. Nu vreau să intre prin vila mea, că umblă prin grădin. Poate cine știe, mai umblă nebunii și prin chesturi. Și atunci rămân fără nimic. E fain că pot să fac schimb cu ea, am 2 emeralde. Presupun că ajung greu la un stack de emeralde, cine știe. Dar le folosesc, îmi place să fac schimb cu ei. Mă întreb dacă îi fac fermieri mai evoluează așa, de exemplu. Ăsta e novice care am făcut. Și mă întreb dacă îi fac fermieri mai șmecheri. Mă întreb dacă... o să arate diferit, ar fi fain. New recipes, a? Să vedem ce putem să facem. Așa, vreau să fac din asta. Și din asta să fac scările. S-ar putea să nu mă ajungă. Deci mai iau câtva, mai luăm un stack. Vreau să fac scări. Am văzut o poartă, o ușă deasupra. E fain când ai enchantat, că îl ia direct, nu mai trebuie să-l pun. Îl ia exact așa cum este. Când am enchantat cu efficiency și cu silk touch, e cel mai fain. Uite ce fain a făcut aici, am făcut și eu un fel de terasă. Mă bucur că acum nu mai vin pillagerii să-mi distrugă satul. Pentru că i-am închis acolo în închisoare și este efectiv super fain. Vedem cât avem. Avem 64, perfect. Perfect, cred că am destul. Și mai avem și asta 60, stone. Ai, perfect. Bine, masă de lucru nu am lângă mine. De ce să am? Că doar mă joc Minecraft zilnic. De ce să am masă de lucru? De ce mi-ar trebui o masă de lucru? Dacă joc, ce trebuie să fac fermă mai mare? Masă de lucru, cred că avem aici una în plus. Să iau tot timpul cu mine. Ia uite aici două. Așa, trebuie doar una. Și acum mergem să vedem ce putem să facem. Bă! Ghiță, tu ce faci? Găsești tu o slujbă. De-aia am zis că trebuie să fac un gărdule sau ceva să nu mai vină pe la mine. Că îmi strică. Ție o să-ți mai fac o grădină, da? Îți mai fac eu o grădină, că tu ești... tu ești așa. Bun. Acum să mă gândesc cum să le facem scările. Ok. Să mă gândesc cum să le fac scările. În primul rând mai trebuie și puțin pământ. Vedem ce putem să facem. Nisipul ăsta am să-l iau. Cred că am să-l pun de desubt. Ceva de genul. Vreau să le fac scări aici. Și vreau să le fac faine. Am siltat și pe asta, norocul meu. Ok. Vreau să fac scările. Ceva să înceapă, prima oară să fac scările. Prima oară să le fac. Așa. Și să facem scări din astea, că mie îmi plac cum arată. 32 și să le fac... stai puțin, să nu încurcăm casa lui ăștia. Ce casă ai tu pe aici? E o casă simplă, cu nimic în chest, da? Bine. Nu vreau să încurc casa lui ăsta. Dar se fac așa, facem așa, distrugem asta așa pe colț, da, ca să aibă și ăsta acces la casă, la tot ce vrei, să nu după aceea să facă reclamații la primărie, când din jocul ăsta eu sunt primarul. Fără reclamații, ne înțelegem bine, îți spun și ție gazon, că după aceea te plângi că n-ai gazon
Și cam aici e bine. Ok. Bun. Și atunci să facem, de aici vreau eu. Așa, de aici facem un rând de scări, da. Așa. Și unde să vină? Până pe aici. Așa. Ai, de ce nu te-ai pus bine? Uneori scările efectiv nu se pun cum... Băi, nu te băga acolo! Așa, du-te. Bun. Și următorul rând de scări ar trebui să vină, folosim nisipul, ar trebui să vină aici. Ok. E super. E super. Facem așa niște scăricele. Niște scăricele pentru villageri. Așa, ca să pot să ajungă și ei unde au nevoie. Și de aici punem efectiv nisip, pământ din ăsta. Pământul ăsta îmi trebuie de aici, că nu găsesc chiar așa de ușor gazonat. Pământ gazonat, îmi place să așa să zic eu. Dacă reușesc să-l pot să-l pun așa frumos. Va trebui să le facem și va trebui să le facem și alei. Dacă să-mi fie ușor, dă-mă încolo de treabă. Bun, va trebui să le facem și alei, deoarece să știe pe unde să meargă. Chiar cred că ăștia nu o să mă asculte la faza cu aleile, dar e bun. Ok, deja arată mai bine, chiar arată fain. Și va trebui să mai pune aici câteva scări. Trebuie să facem ceva de genul așa. Să mai punem scări, ca să știe ei pe unde să meargă. Este casa lui ăsta, hai că distrugem asta și pun următoarea scară aici. Și după aceea venim așa. Nu vreau nici să cadă. Venim așa. S-a auzit ceva? Și următoarea aici. Ia uitați ce fain este. Puuu, ce fain este. Da, mă, ia uitați-vă, ce fain este. Așa, să aibă și niște scări. Super, mai avem ceva resurse? Hai să mâncăm puțin și noi, ne este fomiță. Mâncăm niște morcovi crus, că sunt sănătoși și sunt proaspeți din grădină de la noi. Și după... Uite o pisică. Scări. Facem multe scări, că ne plac scările. Mie îmi plac scările astea, chiar îmi plac. Ia să vedem. Aici nu prea știu dacă am făcut eu bine. Cred că trebuia să vin cu scările așa. A, uite că mi iese. Wow! Frate, iese mișto. Da, așa. Așa ceva de genul. Ia uitați-vă. Așa. Să fie în scări. Și aici trebuie să le zorb. Că aici văd că e piața lor. Aici le place lor des. Da, aici trebuie să le fac ceva fain. Că e piața lor. Că nu vreau să le iau din piață prea mult. Așa că am să pun aici. Așa. Așa să le pun. Și următoarea să vină așa aici. De aici să vină. Nu vreau să... Perfect. Și acum să mai venim cu rândul de jos. Perfect. Am ajuns aici. A, nu! Am ajuns aici. Nu mai știu să ies. Bun. Vin ăla de nani. Ăștia merg să facă nani. Îmi place la ei că sunt foarte serioși când este vorba de nani. Asta îmi place la villager. Când e vorba de nani, ei zic: băi, mă rog la nani? Sau nu mă rog frumusețe? Crezi că fața mi arată așa natural? Nu e adevărat. E de la frumusețea somnului. Perfect. Da, e fain. Hai să găsești un pat. Bă, care mă primește? Ok. Noapte bună. Ăsta n-are nicio specializare. Specializați la ceva, șomerule! Bine. Mă-ți fac nani la mine în casă. Mă-ți fac nani în casă? Deja un explozilă. N-am pus destul de lumină. Nu. Trebuie să-l bam mâine dimineață. Nu, mă-ți fac nani. Trebuie să-mi pun lumini sănătoase, să nu am probleme noapte. Bă, și în casă e cam întuneric. Aici e fain. Aici le etajul e fain. Bun, hai să facem nani. Îmi place cum a ieșit acolo, mai ieșit acolo scările. Nu cred că o să pun peste tot scări de genul. Dar am pus aici pentru că... Ia sta jos, că nu mi-e frică. Mi-e de nimic. Bă! Să nu explodezi, că aș suferi. Bă, da. Villagerule! Tu să nu-mi ciordești. Dar să nu-mi iei ăsta. Tu, ăla care vine mai scump. Uite, fiți atenți. Costa 1, eu îți vând cu 2 6 pâini. Hoțule! Hai vedem ce mai putem să le facem la vila. Și eu tras. Arzi. Și dăm resursele. Și experiența. Super. Pisicuța? Chiar îmi place. Aici trebuie să fac asta mai fain de diamante. Trebuie să facem... Cine o tras mine? Tu în casă ai stat? În casă la oameni? Unde ești? Ce faci? Gata. Super. Sabie bună. Avem sabie bună. Da, uitați ce fain arată. Cred că trebuie să mai continuăm puțin cu scările. Aici e super fain. Și vreau să mai continui cu scările, dar vreau să le fac puțin mai mari. Deci de aici să vin următoarea. Așa. Nu este bine.
vreau să le fac mai mari. Vreau să le facem puțin mai spațioase. Așa. Știu că am făcut asta și aici, dar următoarea cred că așa vreau să vin. De aici și de aici și așa. Așa. Așa, ceva de genul vreau să facem. Să aibă și ei spațiu cât mai mare. Așa. Așa. Ceva de genul. Cam așa ceva. Mă, să mănâncă, mi se foame, mănâncă mulți morcovi. Vreau să le fac așa mai spațios, pentru că la un moment dat poate vreau să le fac o piață, mai știu eu ce vreau să le fac pe aici și s-ar putea să mă vaid că n-am spațiu și după aceea trebuie să stric scările, așa că le fac de la început faine, cum vreau eu și așa o să rămână. Ok. Ok. Super. Ok. Mă, dacă reușesc să... Perfect, 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 perfect. Și acum cu gazonul pe care îl avem, pac, pac. Da, așa e mai fain. E mai fain. Uite, au și ei pe unde să meargă. Că aici va trebui să le facem piața lor, știți? Va trebui cumva pe aici. Văd că lor le place să se adună unde sunt zonele astea. Și mă gândesc că la un moment dat să-i mut lui ăsta grădina, să facem aici o piață șmecheră. Tu ce faci acolo? Care-i planul tău pe ziua de azi? Nimic, am ieșit să văd cum e vremea. Bravo. Ești fain. Ok, ce mai putem să facem aici așa? Mai putem să mai facem câteva îmbunătățiri mici. Mai avem nevoie de pietre și de scări. Mai trebuie multicele scări. Nu știu dacă mă ajung astea 4, pentru ce vreau să fac. Să vedem una aici și una aici și una aici și una aici. Perfect. Cred că ar trebui să ne oprim cu scările. Că arată destul de fain acum. Aici să vedem ce putem să le facem. Cred că va trebui să-mi dați și voi idei aici, pentru că dacă vă uitați, în zona asta aș vrea cumva să le fac, că vedeți că nu sunt case, casele sunt peste tot și aș vrea cumva să le fac în zona asta un fel de piață, un fel de, nu știu, o zonă în care ei să umble și chestiile astea, nu știu ce sunt chestiile astea, dar se pare că ei se adună la ele și asta îmi place foarte mult. Oh, s-a prins. Oh, bate-l pe explozilă. Ok. Am să încerc să vă salvez. Faza este că eu dacă ăștia au căzut de pe scări, așa. Căzut de pe scări, dar n-am pus, adică am pus scările bine. Eu înapoi, du-te de acolo, porcușorule, du-te. 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 Dacă zău morcov, vino cu ace. Așa, vino cu ace. Așa, vin cu ace. Să-mi pun astea, chestiile astea și să încerc să închid. Așa, să încerc să închid porcușorii din nou. Stai puțin. Să încerc să închid porcușorii cumva, deoarece chiar... Să nu vină! Nu! Vină apoi! Amorcov! Amorcov! Haide, Amorcov! Haide, Amorcov! Te-am lovit de Amorcov! Te rog, iartă-mă! Vino, haide! Amorcov! Auzi, ia faceți voi un pui! Faceți un pui! Așa. Să fie sănătos. Făt un puișor, super cute. Și am să le pun niște fân să mănânce, că ăsta era al vostru. Și asta, ca să nu ziceți că sunt așa, am să vă schimb cu... pământ bun. Bun, ok. Mie chiar îmi place. Chiar îmi place cum dă chestia asta. Am făcut ceva simplu, ce este drept, dar e fain. E foarte fain. Și o să vă las pe voi să decideți ce facem aici, dacă aveți idei. Aș putea să fac multe lucruri, dar vreau să le facem ceva în care ei să stea aici, să se simtă bine. Și la un moment dat să le facem, de exemplu, nu știu, să alegem o casă. De exemplu, aici cred că o să fie fermierii, lângă ăsta. Deci, uite, sunt eu un fermier și aici și este un cartograf. Deci pe asta îmi dă din asta. Asta e destul de ieftină. Sticla pe emeralde. Asta chiar e ieftină. Deci asta chiar e ieftină. Putem schimba multe. Bună! Și aici mă gândesc să le facem lor câteva grădini. Numai că nu prea mă ascultă ăștia și ăsta, uite, își plantează. Ce ți-ai plantat aici? Planta ce știu și tu, a? Își plantează uneori morcovi unde-i greu și tot așa. Ăsta nu știu ce pe cine așteaptă. Pe mine mă mănâncă spatele și mă frec de asta ca un urs. Nu vezi ce mănâncă spatele că am lucrat la câmp. 26 de cartofi în emerald. Cam scump, frate, mai bag ieftineală. Și ce-mi place foarte mult că indiferent ce fac, când apăs pe ăsta, fug toți în casă. Fug toți în casă, e așa de cute! Ăsta de aici ce face? Toți fug în casă și în casele lor. Super! Bun, pe data viitoare o să continuăm cu seria asta și dacă vreți
să le facem ceva fain aici în mijloc, scrieți în comentarii. Eu sunt Felix, nu uitați să apăsați butonul de click și ne vedem curând. Pa!